Salutăm! Astăzi revin cu un nou videoclip de acasă, în care vreau să prima dată să vă prezint Dacia 1300. După care o să-i facem și o pornire, nefiind pornită de foarte mult timp. Da, să începem. O să iau telefonul din trepied. Asta este, e Dacia 1300, an de fabricație 1976, deci anul acesta este anul ei real. Deci prin urmare are 47 de ani. Haideți să-i deschidem capota, uitați aici motorul. Motorul este complet original, doar ce a fost pus pe el, o aprindere electronică, îi schimbat antigelul, radiatorul, mai îți trebuie bani ca să o restaurez, dar vreau să o ținem să facă 50 de ani ca să treacă la piese de colecție. Uitați aici, rugină, mai trebuie făcut, dar pe cum le știți, este cele cu pompă de alimentare, carburatorul, alternatorul, delcou, bateria e schimbată de vreo un an jumate, nu prea mai folosit-o. Uitați aici, șufețele de uși sunt făcute, gențile sunt originale, cauciucurile cât de cât bune. Haideți să vă arăt și interiorul, bordul, astea. Schimbat oglinda, că nu mai stătea, știți, celebrele ceasuri. Ușile se închid ok. Aici în spate, preșuri, scaunele. Asta, așa. Uitați stopurile. Sigla de la Dacia 1300 Toba. Deci motorul nu merge rău. Doar că nu am ținut-o în garaj. Iarna o mai acoperim afară, dar tot se vede. Acum o să pun între piet ca să-i facem și să încercăm să-i facem și o pornire. N-a mai fost pornită de câteva luni. Bune. I-am băgat 2 litri de benzină. Acum dăm la cam un pic. Învârtim de palet până merge ușor ca să fie pus pe camă. Bun, cred că îi dăm 2-3 pedale. Îi pun borna, nu țin borna pe ea, deși nu are scurturi, nu are nimic. Cât e 13, nu o ținem pe ea, poate să descarcă bateria. Apă este, lichidă frână, văd că ar fi. Deși îi vară, o să-i trag un pic șocul, că n-am mai pornit-o de mult, așa jumate. Dăm 3-4 pedale, având aprindere electronică. Deci pornește la gram, dar am dat la camă. Auziți ce frumos merge? Acum o țin un pic și după care împing imediat șocul. Numai... L-am împins deja un pic.
Haideți că mai țin un pic și după care las de accelerație. Cum a început un pic până își mai face circuit. Văd că nu moare. Având aprindere electronică, contează foarte mult. Un pic tremură, mai vreo 2-3 minute până să încălzești un pic. O să vă dau trepiedul mai aproape ca să vedeți. Uitați motorul ce frumos merge, nu are scurgeri. Nu are scurgeri, nu nimica. Nu îl ștergem sau astea, deci chiar nu curge. Cei de văzut la ele iarna un pic capacul de delcou să nu transpire. Dacă îl transpiră, îl ștergem. Să mai verificăm din când în când fișele și bujiile. Și cum nu o folosim așa des, pe fiecare dată când o pornim la 4, 5, 6 luni, îi punem benzină bună, 2 litri, 3, cât îi. Se vede pe ea că nu mai circulat, că sunt ruginite roțile. Acum o să mergem înăuntru. O oprim o dată și să vedem cum pornește. Deci la sfert. După 47 de ani merge impecabil. Nu au, în afară de aprinderea asta electronică care a fost montată pe ea, nu au nimic electronic și sunt făcute. Dacă ai grijă, cu benzină bun merg foarte bine. Și după cum știți, dacile cu o sârmă, vorba românească, le reparai. Astea acum modele noi, pică electronica, ai ce împinge la buzunar. Cam asta este Dacia, repet încă o dată, 1976, 47 de ani vechime. Dacă v-a plăcut videoclipul, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim!